fiecare săptămână rămân meciuri mai puține. Clar că trebuie să ne concentrăm numai pe fiecare meci în parte care îl avem. Sunt, cu toate că am avut această strategie de la începutul campionatului, ca să luăm fiecare meci în parte și să ne luptăm pentru cele trei puncte, să încercăm să jucăm un fotbal bun și să câștigăm. Așa vrem să facem și acum, să luăm meciul cu Rapid acasă, cu o echipă foarte bună, foarte bine organizată, un antrenor care a arătat și echipa și el că au un potențial foarte mare. Cred că atât Rapidul cât și noi suntem echipele care am arătat că putem să ne batem cu cele mai bune echipe care s-au declarat în România sau care în anii precedenți, prin tot ce au făcut, au arătat că sunt și propun să câștige campionatul. Noi am ajuns acolo și cred că suntem două echipe care și în formă și echipe foarte bune, așa că sunt toate detaliile care să iasă un meci foarte bun și sperăm ca noi să o facem mai bine ca ei, în toate detaliile care sunt legate de meci, noi să fim mai iuți, mai buni și să interpretăm ambele faze, atât când trebuie să atacăm foarte bine cu tranziție negativă sau când trebuie să ne apărăm cu tranziție pozitivă, să fim foarte buni și bineînțeles și la faze fixe, așa că un meci complet trebuie să facem. Sunt doar cele trei puncte, la asta conectăm și sper să mobilizez tot colectivul, toată echipa care o am și să facem un meci foarte mare, așa cum am făcut ultimele meciuri acasă, cu publicul, cu toată lumea care să fie conectată și să încercăm să luăm cele trei puncte care sunt foarte importante pentru visul nostru care îl avem, acela de a ieși campion. Din păcate, săptămâna trecută l-am pierdut pe Gustavo, săptămâna asta cred eu că l-am pierdut și pe Popescu, tot la genunchi el, Gustavo, nu. O problemă care cred eu, nu știu cât, încă nu știm clar cât va sta, dar în următoarele zile vom afla, dar nu cred că va mai fi ap pentru toate cele astea ultime patru meciuri. Cam asta, în rest, un meci complet, un adversar în formă, unde trebuie să fim mai inteligenți ca ei, să facem totul cu plecând de la minte, de la cap, și după aceea să facem fotbalul nostru și să încercăm să luăm cele trei puncte, pentru că orice adversar bun și toate meciurile în play-off trebuie să ai puterea să pui în dificultate adversarul în criză de spațiu și timp, iar noi să fim, cum zic eu, mult mai rapizi și mult mai inteligenți decât ei. Cam asta. Cele două echipe s-au întâlnit deja de 4 ori până acum în sezon, campiona cupă, se mai pot cuprinde cu ceva? Nu, totdeauna fiecare meci e diferit, fiecare meci are detaliile lui, pentru că nu știi ce va fi pe teren. Jucătorii, tactica care trebuie să o facem, sperăm să, pentru că totdeauna ea există, cum plănuiești meciul, care e strategia și, bineînțeles, după aceea, jucătorii în teren să o facă foarte bine și e o luptă acolo în teren care la fiecare meci, cred. Ca și ne cunoaștem foarte bine, da. Dar de aici până a vorbit de toate detaliile care sunt la meci, e diferență mare. E o echipă pe val care a vins două din candidatele la titlu. Noi suntem pe val. Scuzați-mă, da. Și suntem conștienți, o echipă, dar trebuie să vorbim de noi. Suntem pe primul loc. Și noi, dacă suntem noi și vom face jocul nostru, eu sunt sigur că vom câștiga. Farul este singura echipă care depinde doar de rezultatele ei în momentul ăsta. Ți-am zis înainte, ți-am dat răspunsul. Farul depinde de Farul. Farul joacă un fotbal bun. Farul, când e Farul, domină adversarul și controlează ritmul și intensitatea jocului de tot anul. Așa că, de ce ne puneți alte întrebări? Trebuie să fim doar noi. Atât. Se anunță din nou un meci cu casa închisă, toate biletele s-au vândut încă de miercuri, dacă nu mă. Din păcate, trebuia să avem un stadion, să vină stadionul ăla nou și să vedeți că și atunci o să se umple stadionul, pentru că o echipă când faci performanță și e o echipă de tradiție mare, chiar dacă e din provincie, dar cu spectatori și cu o regiune și un oraș foarte mare, important din România, are foarte mulți suporteri, așa că cel puțin așa am cunoscut eu de când am crescut cu Farul. Știu că lumea iubește fotbalul în Constanța, au venit și mă bucur. Din păcate,
avem atâtea locuri, stadionul acesta e deocamdată, sperăm până o să vină cel nou și atunci să-l umplem și atunci să avem abonați, cum avem și acum foarte mulți abonați care vin și atunci la fel să vină lumea să-și facă abonamente și să fie toată lumea prezentă la meci, pentru că Farul ca și mentalitate își dorește să facă un fotbal foarte bun, să vină pe să joace pentru suporteri, să joace ofensiv, să facă lucrurile, pentru că lumea care vine la stadion trebuie să se bucure de fotbal. La începutul săptămânii, Federația Română de Fotbal a anunțat și lista cluburilor care au primit licențe de participare în cupele europene. Pentru Farul este deja un obiectiv îndeplinit, pentru că în mod cert va evolua în cupele europene. Ce înseamnă aceasta pentru Farul? Farul s-a născut, de când sunt eu aici, s-a născut cu mentalitatea de a încerca să fii cel mai bun. Deci licența e un lucru normal. Să fii, să te duci la lucrurile astea, să-ți aspiri. Nu știu, pentru voi, poate nu sunteți obișnuiți, dar sunt lucruri normale. Adică face parte din strategie, din ce îți propui. Când tu îți propui să devii cel mai bun, în timp, normal că visezi sau te duci pe drumul în care trebuie să progresezi în fiecare zi. Și progresul înseamnă să ajungi în Europa. Nu doar în România. În România să încerci să fii cel mai bun și după aia în Europa să te duci să vezi la ce potențial ai sau ce trebuie să faci ca să intri în Europa. Cam asta e ideea. Asta, bineînțeles, în urma unui plan, unei viziuni, unei strategii, care cred eu că Farul a demonstrat în ultimii ani. În ultimii 10 ani, cred că a demonstrat foarte bine că Farul chiar știe ce face. S-a vorbit zilele trecute de un prim transfer pentru sezonul următor? Nu vorbesc despre acest lucru, chiar dacă se poate discuta. N-am de ce să vorbesc, eu sunt conectat cu cei, cu băieții, la rezultatul de mâine, de poimine, de săptămâna viitoare. Deci avem 3-4 meciuri importante unde trebuie să stăm focusați pe el. Nu mă interesează de jucătorii care pot veni sau care vom vedea ce vom face în iunie, când o să fie în vacanță. Până atunci, n-are voie nimeni să nu se concentreze la obiectivul care avem. Adi Mutu spunea la conferința de presă de ieri că speră în continuare să reușească să vă învingă. Cu siguranță, dacă să ne întâlnim de foarte multe ori în viață, va veni și că fotbalul e făcut din lucrul ăsta, da. Sper să mai aștepte. S-a vorbit foarte mult despre jocul lățare al Rapidului, dintre mai dure, între temeți. Fotbalul e de făcut de bărbați, fotbalul e luptă, fotbalul e contact, așa că nu avem nicio problemă, trebuie să fim mai iuți ca ei. Așa că nu e nicio problemă, după aceea arbitrii trebuie să fie și să... Ei sunt acolo, ei au decizii și ei trebuie să interpreteze așa cum trebuie, cum trebuie să interpreteze fazele care sunt. Jucătorul trebuie să aibă un singur scop, să se duce să atace mingea, să joace mingea, să câștige mingea și să atace. Ai vreo? Da.